Bună seara, bine v-am găsit! Locuințele sociale, la fel ca în Constanța. Asta vrea primarul Dorel Goica să realizeze și la noi. Detalii imediat. Partidul Mișcarea Populară atrage noi membri. Din ce formațiuni politice vin ei, vă spunem în câteva momente. Unui parlamentar sătmărean i-a fost spartă căsuța de e-mail. Despre cine este vorba, vedeți numai decât. Sunt Lorena George și vă invit să urmăriți jurnalul Nord-Vest TV. Primarul municipiului, Dorel Goica, dorește să implementeze sistemul de construcție a locuințelor sociale după modelul celor din Constanța. Asta după o colaborare cu omologii constanțeni care s-au oferit să cedeze cu titlu gratuit proiectele realizate deja în municipiul de la Malul Mării. 10 de blocuri, râmpe în soare argintii, 10 de blocuri, în zor de zi, suia gale, pe albastrele cărări macarale, suie în zel. Locuințele urmează să fie înălțate pe schelete metalice, iar costurile unei unități de locuit pentru persoane cu probleme materiale vor fi mult sub prețul pieței imobiliare. Beneficiarii acestor locuințe vor fi împărțiți în trei categorii în funcție de venituri, respectiv cei care vor avea gratuitate absolută, cei care vor plăti doar utilitățile și cei care vor plăti utilități plus chiria modică. Cartierul social are locuințe, deși găzduiește aproape 3.000 și ceva de cetățeni. Sunt niște locuințe construite pe o structură metalică, foarte ieftine de altfel și foarte, foarte, foarte eficiente. Aceste locuințe sunt date în administrare sau mai bine date în folosință după trei modele de contract. Un contract pentru cei care n-au niciun venit și care sunt sprijiniți de Consiliul Local, de Primărie, un contract cu unii care au o anumită categorie de venituri și plătesc numai utilitățile și unii care au venituri mai mari și își plătesc toate cheltuielile. Pentru atragerea specialiștilor din diverse domenii, conducerea municipalității are în vedere și construcția unor blocuri de tip ANL. În acest an, ținta este construirea 74 de apartamente. Noi încercăm în continuare să finalizăm anul ăsta, vorbim de ANL, 74 de locuințe pe poligonul. Acolo este un proiect pentru 150 ceva de locuințe. Au fost înțelegere cu Ministerul Apărării Naționale, nu știu cât se va menține acea înțelegere sau dacă ei mai au atâtea cadre care se pot să vină, dar în principiu pentru mine e important să-mi termine primele 74 de apartamente, să pot să le distribui și să le trimit, că sunt foarte multe familii de tineri, familii care au cât de cât venituri, care își pot plăti acele chirii și utilități și nu au unde să locuiască. Pentru ducerea în practică a proiectelor imobiliare sunt necesare și fonduri guvernamentale. În acest sens, primarul se va deplasa la București pentru a solicita sprijinul vicepremierului Liviu Dragnea. Cele 6 organizații ale partidului Noua Generație Creștin-Democrată din județul Satu Mare, dar și 70% din membrii Partidului Popular, Dan Diaconescu, au trecut la Mișcarea Populară. Anunțul a fost făcut astăzi de către președintele PMP Satu Mare, Laura Bota, și noul prim-vicepreședinte al PMP, Nicolae Ciorba. În prima parte a conferinței de presă susținută la sediul Partidului Mișcarea Populară, liderul județean Laura Bota a anunțat că la nivel național partidul începe o campanie de strângere de semnături contra accizei de 7 eurocenți și împotriva creșterii prețurilor, respectiv taxelor. De asemenea, președintele PMP Satu Mare a tras atenția asupra situației de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, acolo unde salariile sunt mai mari decât cele ale reprezentanților băncii naționale. După aspectele ce țin de nivel național, Bota a vorbit despre emulația pe care o produce această nouă formă acțiune politică, determinând oamenii de la alte partide să treacă în barca lor. De această dată, la Satu Mare, PNG, CD și PPDD s-au alăturat Mișcării Populare. Organizația județeană, Partidul Noua Generație, CD Satu Mare, reprezentată prin domnul Șuta Boariu Petru, am hotărât trecerea celor 6 organizații existente în județ la Partidul Mișcarea Populară, începând cu 15 februarie 2014. Aici aveți comunicatul de presă. Așa cum v-am obișnuit până acum, Partidul Mișcarea Populară vine cu fapte, cu dovezi, nu cu vorbe goale. Aveți comunicatul de presă. Regret că domnul Șuta nu poate să fie astăzi alături de noi, dar la următoarea conferință o să îl vedeți. Al doilea partid important și membru foarte important, domnul
Ciorbă Nicolae, fost președinte Organizația Municipală PPDD, s-a hotărât să se alăture acestui nou proiect al Partidului Mișcarea Populară. Dacă din partea PNG-CD liderul Sătmărean nu a fost prezent, din partea PPDD la întâlnirea cu presa a participat fostul președinte de la nivel municipal Nicolae Ciorba, de astăzi prin vicepreședintele PMP Satu Mare. Doresc să fac cunoscut motivul principal prin care am decis să fac pasul trecerii la Partidul Mișcarea Populară. Împreună cu o parte din membrii PPDD Satu Mare este faptul că Partidul Mișcarea Populară reprezintă în momentul de față singura voce credibilă a opoziției. Eu, activând în domeniul privat, pot să afirm că sunt o persoană cu viziune de dreapta. La organizația județeană a Partidului, Mișcarea Populară Satu Mare, am găsit o echipă de oameni capabili, doctori, profesori, ingineri, economiști, bine pregătiți în domeniile profesionale, în care activează o echipă de oameni tineri, dornici, de luptă pentru bunăstarea acestei țări. Aici simt că este locul unde aș putea lupta alături de ei, de această echipă, pentru realizarea tuturor proiectelor politice care ni le vom propune. De la înființare și până astăzi, Mișcarea Populară a atras la Satu Mare peste 3.000 de persoane. Cei de la Direcția de Evidență a Persoanelor din Satu Mare lucrează de zor. Ce realizări au avut în anul trecut, vă spunem mai târziu. Până atunci, haideți să urmărim știrile pe scurt. Deputatul Kereș Kenyi Gabor s-a plâns astăzi în cadrul unei conferințe de presă despre faptul că cineva i-a spart e-mail-ul. De pe adresa oficială au fost trimise mai multe mesaje pentru instituții sătmărene și consilieri municipal din Oradea. Am făcut sesizările și plângerile la parchetul de pe lângă judecătoria Satu Mare și la DICOT pentru că acest autor necunoscut, după părerea mea, a săvârșit în primul rând infracțiunea de fals informatic și infracțiunea falsă privind identitatea. Directorul Agenției Județene pentru Prestări Sociale a expus astăzi în fața prefectului situația debitelor către instituția pe care o conduce. Din total plăți, debitele reprezintă doar 0,68%. La nivelul anului trecut, AJPS a făcut plăți în valoare de peste 131 de milioane, cu 2 milioane mai mult decât în anul precedent. Consilierii locali zălăoane au aprobat planul de acțiuni pentru energie durabilă. Până în 2020, primăria municipiului își propune să reducă emisiile de dioxid de carbon cu 20%. Documentul pe care s-au înțeles ieri consilierii conține informații cu privire la cei mai mari factori de poluare din Zalău și măsurile care vor fi luate pentru a crea un mediu mai sănătos pentru cetățeni. Dacă măsurile prevăzute în planul de acțiuni pentru energie durabilă vor fi implementate în integralitate în câțiva ani, zălăoanii vor putea beneficia de costuri reduse la energia electrică și termică, de mai multe spații vers și de agrement și de locuri noi de muncă într-un mediu mai curat cu un aer mai puțin poluat. Inspectoratul de jandarm județean Satu Mare invită la sediul unității tinerii dornici să urmeze o carieră militară. Pentru sesiunea de admitere 2014, inspectoratul recrutează candidați pentru următoarele instituții militare de formare a personalului jandarmeriei române: Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, Facultatea de Drept, Facultatea de Ordine și Siguranță Publică și școlile militare de subofițeri jandarmi din Drăgășani și Fălticeni, la Academia Forțelor Terestre din Sibiu sau la Academia Tehnică Militară din București. Cei interesați pot obține informații la sediul Inspectoratului de Jandarmi. Detalii sunt și pe site-ul instituției jandarmeria.satumare.ro. Față de locuitorii altor județe, sătmărenii sunt mai predispuși să ofere mici atenții funcționarilor publici. Observația a fost făcută de șeful Serviciului Județean Anticorupție. Acesta a prezentat în cadrul Colegiului Prefectural felul în care micile cadouri pot duce la compromiterea funcționarilor publici. Prefectul județului a reiterat importanța pe care instituția pe care o conduce o acordă luptei împotriva corupției. Să ne aplicăm și asupra acestor probleme, acestor responsabilități, să sensibilizăm colegii, colaboratorii vis-a-vis de respectarea acestor norme de integritate profesională, de transparență, de corectitudine, de a pune interesul public înaintea interesului personal și de altă
fel. Șeful Serviciului Județean Anticorupție a subliniat încadrările legale ale actelor de corupție, dar a ținut să precizeze și modalitățile aparent inofensive care pot duce la compromiterea unui funcționar public. În momentul în care astăzi îți dă o ciocolată, mâine vine altul și îți dă o cafea, apoi mâine îți dă un pachet de biscuiți și așa mai departe. Și al patrulea vine săracul necăjit și nu-ți mai dă nimic, apoi funcționarul ăla zice, dar cum? Dar unde e tradiția? Cum se vehiculează undeva prin vârmile frontierilor noastre? Acesta a mai precizat că, observând comportamentul sătmărenilor, a observat că ei sunt mult mai dispuși să acorde mici atenții funcționarilor publici și că aceste cadouri pot duce în timp la coruperea angajaților. Cetățeanul în județul Satu Mare, mai mult, zic eu, decât în alte județe, este obișnuit, poate că din familie, poate că din istorie, poate din tradiție, să ofere ceva. Deci când ajunge în fața unui funcționar, în fața unui medic, în fața unui polițist, în fața unui funcționar de la ghișeu, care își efectuează strict activitatea lui profesională, nimic nu facilitează în plus sau în minus, el știe că el trebuie să dea drumul. Trebuie să dea o ciocolată, trebuie să dea un litru de pălincă, trebuie să dea ceva. Un buchet de flori. Șefilor de instituții li s-a amintit care sunt pârghile la îndemâna managerilor pentru a sesiza și rezolva cazurile de corupție. Au fost trecute în revistă modificările aduse de noul cod penal și de procedură penală și s-a subliniat faptul că legiuitorul a prevăzut sancțiuni drastice, dar a oferit și soluții pentru protejarea celor care denunță actele de corupție. Sătmărenii sunt anunțați din timp să se pregătească pentru programul de reconversie la livezi. Deși încă nu au fost avansate sumele pe care fermierii le vor primi, deja la Camera Agricolă Județeană, sătmărenii se înghesuie să participe la cursurile de pomicultură. Mai multe mii de hectare din județul nostru se pretează la plantarea livezilor. La nivelul Uniunii Europene s-au creat instrumentele financiare și reglementările legale pentru ca din 2014 să devină operațional programul de reconversie în pomicultură. În cadrul PNDR se fac alocări bugetare pentru fiecare stat membru, iar acestea vor putea face subprograme sectoriale în care va fi inclusă și reconversia în pomicultură. Banii alocați ar putea fi absorbiți de fermierii sătmăreni, mai ales că la noi în județ 7.000 de hectare pot fi folosite pentru plantarea de pomi fructiferi. Nu se știe când se va începe, dar bine ar fi să fim pregătiți. Nu are rost să discutăm sume, sigur, că se discutau sume de la 8.000 de euro până la nu știu cât. Deci sunt chestii strict bătute pe bordă și păcat să discutăm. Programul de reconversie din pomicultură este alcătuit în așa fel încât să răspundă tuturor problemelor sectorului, cu o componentă de plantare și mergând până la organizare, depozitare, condiționare, marketing și valorificare. Dar pentru aceasta, fermierul trebuie să aibă un certificat care să ateste absolvirea unui curs de profil. Camera Agricolă Județeană a și demarat procedurile de înscriere. Peste 90 de sătmăreni și-au anunțat intenția de a deveni pomicultori cu acte în regulă. Oameni există acolo, peste 30 de persoane, numai la Rașov, iar peste 30 de persoane. Aici la Satul Mare, 28, acolo pe la Tășnad, acolo, iar peste 30. Deci se mișcă lumea și... Reconversia agricolă își propune să modernizeze fermele pomicole prin achiziționarea utilajelor și echipamentelor moderne, atât în ceea ce privește conservarea și sortarea fructelor, cât și pentru prelucrarea și mai apoi comercializarea lor. Banii vor veni pentru tinerii fermieri, pentru pomicultura ecologică și valorificarea bazei genetice, adică prezervarea livezilor tradiționale. Mii de certificate de naștere sau de deces, sute de căsătorii oficiate și mai multe persoane puse în legalitate în urma acțiunilor Direcției de Evidență a Persoanelor din Satu Mare. Bilanțul instituției a fost prezentat astăzi la sediul primăriei. Conducerea Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Satu Mare a prezentat astăzi un raport cu principalele activități desfășurate pe parcursul anului 2013. Cifrele arată că s-a reușit o consolidare a activității direcției, s-au asigurat serviciile necesare desfășurării în bune condiții ale activității instituției și s-au rezolvat mai multe probleme. În anul 2013, Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Satu Mare a reușit să înregistreze în acte de stare civilă toate nașterile, căsătorile, respectiv decesele care s-au produs pe raza Municipiului Satu Mare. Pe lângă activitățile desfășurate anul trecut, planurile pentru 2014 sunt mai complexe. Și în anul acesta va trebui să muncim foarte mult, pentru că se vede clar că e un volum de muncă destul de mare. Raportat la anul 2013, numărul celor cărora reînscriu actele de identitate este puțin scăzut, dar nu foarte mult, în jur de 500 de persoane. Dar volumul de muncă se menține la fel de ridicat. În acest sens, am demarat, începând cu luna februarie, acțiunile în mediul rural. În momentul de față ne-am propus să înregistrăm
toți copiii în acte de stare civilă, să eliberăm toate certificatele de stare civilă care sunt deteriorate, astfel încât se poată întocmi la rândul lor acte de identitate sau pașapoarte persoanelor care vor să călătorească mai departe decât Uniunea Europeană, respectiv să avem o evidență clară a tuturor persoanelor care, în acest moment, sunt înregistrate și au domiciliu pe raza municipiului Satu Mare. La întâlnirea de astăzi au participat conducerea primăriei, precum și directorii de instituții cu care Direcția de Evidență a Persoanelor are o bună colaborare. Aceștia au felicitat instituția pentru realizările din 2014. Vă mulțumesc pentru modul în care am colaborat anul trecut, n-am avut niciun fel de reproșuri din partea colegilor vis-a-vis la activitatea pe care dumneavoastră o desfășurați în comun și să vă asigur că și în acest an, în măsura în care vom fi solicitați, o să vă sprijinim, dacă se poate și mai bine, ca și cum vă sprijinim în curțul anului. Țin să felicit că anul ăsta n-a fost nicio sesizare și nicio reclamație, atât verbală și scrisă, împotriva Direcției de Evidență a Persoanelor. Este o direcție foarte grea, foarte multe obligații, cu condiții de muncă improprii și cu salarii mici. Avantaje zero. Ceea ce vă propun eu, în continuare, să aveți aceeași activitate și aceeași prioritate și aceeași disciplină, pentru că eu o să duce foarte disciplinat, un lucrător foarte bun. Anul trecut, la Direcția de Evidență a Persoanelor s-au înregistrat 2300 de acte de naștere, 1790 de acte de deces și s-au eliberat 734 de acte de căsătorie. Din nou, informații pe scurt. Parlamentarul Kereșkeni Gabor și-a prezentat astăzi la sediul UDMR cele două interpelări. Prima vizează problema circulației cu trenul la Bixad, iar a doua despre școlile din municipiu și un proiect care va include reabilitarea mai multor grădinițe din județ. Această interpelare este legată de anularea cursei feroviare Satu Mare motiv Bixad. Din păcate, după 14 februarie, când a fost anulată această cursă, nu s-a întâmplat nimic și navetiștii, atât muncitorii cât și elevii sunt lăsați și trebuie să caute alte posibilități să meargă la muncă sau să frecventeze unitățile de învățământ. S-a propus în județul Satu Mare modernizarea sau construirea a 27 de grădinițe, în special este o speță foarte interesantă la Lazuri, în satul Lazuri, comuna Lazuri, unde copiii, în momentul de față, preșcolarii, trebuie să învețe în condiții improprii. Prefectul de Satu Mare, Eugeniu Avram, a convocat astăzi o ședință privind asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă școlilor. Au participat reprezentanți ai poliției, jandarmeriei, inspectoratului școlar și ai Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Din datele prezentate în ședință, reiese că în județul Satu Mare, majoritatea celor 315 unități de învățământ preuniversitar au pază asigurată fie prin mijloace tehnice de supraveghere, fie prin paznici. Excepție este una dintre clădirile școlilor generale din Viile, Satu Mare, care nu are împrejmuire. Cu toate acestea, în primul semestru al anului școlar 2013-2014 au fost înregistrate 13 infracțiuni, în ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului școlar trecut. Obiectul infracțiunilor l-au constituit în principal sustrageri de telefoane mobile, iar în două cazuri distrugere de bunuri și lovire. În 7 situații, autorii au fost identificați. Pentru creșterea siguranței în școli, factorii responsabili și-au propus să pună accent pe mijloacele de pază, în special video, a unităților de învățământ, organizarea periodică de acțiuni pentru descurajarea activităților infracționale și alte măsuri. Elevii sătmăreni frecventează bibliotecile școlare. Asta reiese dintr-un studiu efectuat de Casa Corpului Didactic Satu Mare, care arată că cele mai bine organizate biblioteci școlare sunt și cele mai frecventate de elevi. Astfel, pe primul loc se clasează Colegiul Național Mihai Eminescu, pe al doilea Colegiul Național Doamna Stanca și pe al treilea Colegiul Național Ioan Slavici. Între liceele din județul Satu Mare, Liceul Teoretic Ioniță G. Andron ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește lectura în bibliotecile școlare. Elevii sătmăreni frecventează bibliotecile școlare. Asta reiese dintr-un studiu efectuat de Casa Corpului Didactic Satu Mare, care arată că cele mai bine organizate biblioteci școlare sunt și cele mai frecventate de elevi. Astfel, pe primul loc se clasează Colegiul Național Mihai Eminescu, pe al doilea Colegiul Național Doamna Stanca și pe al treilea Colegiul Național Ioan Slavici. Între liceele din județul Satu Mare, Liceul Teoretic Ioniță G. Andron ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește lectura în bibliotecile școlare. 8 programe din area curriculară limbă și comunicare, perioada martie-iulie, sunt 4 programe
pentru area curriculară, matematică și științe, programate tot așa în perioada martie-iunie, 6 programe de perfecționare a pregătirii științifice și psihopedagogice a cadrelor, care se vor derula în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, perioada martie-iunie, și 8 programe care lărgesc gama activităților și funcțiilor ce vor fi prestate de personal didactic calificate în aceeași perioadă martie-iunie. Caravana Români, cu care ne mândrim, continuă și în această săptămână la Carei. Expoziția fotografică cu personalități reprezentative ale culturii, sportului și științei românești, realizată anul trecut cu ocazia Zilei Naționale a României de Direcția de Cultură și Sport a municipiului, va fi expusă timp de o săptămână în fiecare instituție de învățământ din Carei. Organizatorii speră ca prin această expoziție elevii să se familiarizeze cu figurile marcante ale culturii, cu activitatea pe care aceștia au derulat-o și rezultatele deosebite pe care le-au obținut. După școala gimnazială Vasile Lucaciu din municipiul Carei, expoziția va putea fi admirată timp de o săptămână la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu din Carei. În continuare, Daniel Chiorean ne aduce știrile din sport, iar Silvia Spanciu ne spune cum va fi vremea de mâine. Bună seara, bun găsit la știrile din sport. Terenul din Odoreau a găzduit la prânz un nou amical între echipa Olimpiei și juniorii A, pregătiți de Cristian Popa și Mihai Sabău. S-a încheiat 3-1 pentru seniori, însă juniorii republicani au arătat multă consistență în joc, dominând prima parte a întâlnirii. Pentru Olimpia au marcat Bujor, Rus și Feier, primul ratând și o lovitură de pedeapsă. Pentru juniori au înscris Brian Lemac, care a arătat o foarte mare poftă de joc. Pentru seniori urmează sâmbătă la ora 11 un nou amical pe stadionul Olimpia cu formația Gloria Bistrița. Un meci destul de util pentru echipă, pe un teren în sfârșit cu iarbă verde și cât de cât ok. Cum am spus mai înainte, un joc util, băieții s-au prezentat bine, a fost un antrenament reușit, cred. Să zicem așa, ne-am cam săturat de terenurile sintetice? Păi noi cel puțin ne-am săturat, că din cauza terenurilor sintetice, 2-3 trebuie să facem antrenamente separate. Dar acum, sâmbătă, la următorul meci de verificare cu Bistrița, o să fim toți și sperăm să începem bine. Un meci de pregătire, un antrenament bun cu echipa mare de la noi, un antrenament bun pentru noi și să sperăm că și folositor în vederea campionatului. FC Olimpia Satu Mare, Șuta Sabău, Domuța, Mureșan, Roatiș, Lemac, Rus, Șvarscop, Lucas, Boștină, Dragoș. Au mai intrat în teren Prodan, Muntean, Bujor, Micaș, Ene, Roghină, Feier, Viland, Kințel, Faur și Miron. Nu au evoluat Gavrilescu și Iuhas, care au fost însă arbitrii întâlnirii alături de Sebi Raț. În această perioadă, la Bistrița au loc finalele campionatelor naționale de box feminin. Din județul nostru s-au prezentat la această competiție Erica Butean de la AS Olimpia Căuaș și Alexandra Winkler de la SAP Gomez Carei, la senioare, respectiv tineret. Dacă sportiva din Carei are asigurată medalia de bronz urmând să lupte mâine pentru argint, Erica, pregătită de Iosif Șandor, a pierdut în sferturi. Astfel a obținut un loc 5 bine meritat, având în vedere că boxează pentru prima dată la seniore și pentru că a întâlnit-o la această fază pe medaliata cu bronz de la europene și componenta lotului național, Irina Stoica de la CSM Sibiu. Decizia arbitrilor a fost 2-1 pentru Stoica, însă cele 4 runde au fost spectaculoase. Așadar, pentru prima dată la o competiție oficială s-a auzit numele AS Olimpia Căuaș, secție nouă înființată care promite să devină o pepinieră a boxului sătmărean. Reprezentantul clubului din Căuaș, președintele Florin Mulcuțean, sportiva Erica Butean, transferată alături de antrenorul Iosif Șandor de la CS Unio, doresc să mulțumească primăriei Căuaș, consiliului local, dar și câtorva oameni cu inimă mare pentru sprijinul acordat. În biroul prefectului Eugeniu Avram, Comisia Antiviolență în Sport s-a reunit în prima ședință din acest an. Aici îi amintim pe Valeriu Neagu, CSM Satu Mare, Marcel Tarța, CS Satu Mare, Dumitru Petru, ISJ Satu Mare, Virgil Dragoș, DJST, Daniel Chiorean, Asociația Județeană de Lupte, consilierul județean Chestor Vasile Ciocan și Gheorghe Ardelean, fost antrenor de lupte, care a venit cu un proiect de continuare a marii selecții. Acesta a prezentat planul pentru acest an, dar și ajutorul instituțiilor abilitate pentru a promova sportul în școli, dar și după încheierea cursurilor. Prefectul Eugeniu Avram a salutat această inițiativă, însă după cum a completat acesta, trebuie văzută finalitatea.
securitatea. Inspectorul Petru Dumitru a ținut să precizeze importanța sportului în școli, pentru că tinerii de azi nu au tragere de inimă spre acest domeniu. Valeriu Neagu a vorbit despre importanța înotului în dezvoltarea copiilor. CSM ar dori ca bazinul de la Select să poată intra în atribuțiile clubului pentru a-l putea folosi. Consilierul Vasile Ciucan a dorit să fie prezent pentru a afla ce doleanțe au oamenii de sport din județ, pentru a-și face o idee despre cum ar putea să pună umărul la ridicarea nivelului din sportul județean. A vorbit și despre înființarea unui club de schi, mai ales că pârtia de la Luna 6 este în plin... Echipa de șoc a Maramureșului, fetele de la HCM, își continuă seria meciurilor bune și foarte bune din campionatul Ligii Naționale de Handbal Feminin. De această dată au făcut de râs echipa lui Tadici HC Zalău în fața propriilor suporteri, prezenți în număr extrem de mare la sala sporturilor din Zalău. De altfel, la Zalău și-au făcut simțită prezența și o galerie numeroasă din Baia Mare, peste 100 de suporteri băimăreni, încurajând tot timpul formația favorită. În meciul de marți seara, diferența de valoare a celor două bănci tehnice s-a văzut de la o poștă, iar acest lucru o arată scorul înregistrat pe tabela de marcaj, atât la pauză cât și la... Atât din sport pentru astăzi, o seară frumoasă cu Nord-Vest TV. Bună seara! Temperaturile se vor menține ridicate la noi în țară, dar revin precipitațiile cel puțin în Transilvania. Haideți să vedem minimele și maximele zilei de mâine. Se face mai cald și pe continent, dar instabilitatea atmosferică rămâne o constantă. Ne așteptăm la 15 grade la Lisabona, 14 la Madrid, 13 la Paris, München, 18 grade la Roma, tot 13 vor fi mâine și la Budapesta. La noi în țară, temperaturile vor continua să fie destul de ridicate, excepție făcând partea de est, unde din cauza ceții, temperaturile vor fi totuși mai scăzute decât în rest. Ne așteptăm la 16 grade la București, 13 la Constanța, doar 8 grade în termometre la Iași, 10 grade vor fi la Brașov, 14 la Cluj-Napoca și 15 la Timișoara. În regiunea de nord-vest revin mâine precipitațiile, iar acolo unde nu va ploua, cerul va fi variabil spre înorat. Minima va fi undeva în jur de 3 grade la Bihor, în timp ce maxima poate atinge chiar și 14 grade la Bistrița Năsăud. La noi în județ se va începe să plouă încă din această seară, când sunt așteptate precipitații în zona Oașului. Cu toate acestea, minimele termice nocturne rămân destul de ridicate, 5 grade la Satu Mare, 8 la Carei și Tășnat și 6 grade la Negrești-Oaș. Meteorologii se așteaptă la precipitații în zona țării Oașului și pentru ziua de mâine asta nu înseamnă că în restul județului va fi frumos, deoarece și aici s-ar putea să apară câțiva strop de ploaie. Totuși, maximele rămân destul de ridicate, vom avea 13 grade la Satu Mare și Negrești, 14 la Carei și la Tășnat. Din păcate, vremea mohorâtă va pune stăpânire și pe municipiu, chiar dacă meteorologii nu prognozează precipitații, totuși luați cu dumneavoastră umbrelele. Temperaturile vor fi acceptabile în jur de 5 grade, va fi minima, în timp ce maxima va urca până la 13 grade. Acestea au fost principalele informații meteo. Noi ne revedem mâine, până atunci să aveți parte doar de vreme bună alături de Nord-Vest TV. Jurnalul Nord-Vest TV se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Este asigurat de magazinul Steinmann. Coafura prezentatoare a fost realizată de Aniela Texeș.